Ne să fac o poză să am amintiri. Da, deci, dacă ajunge vreodată să fac clip pe asta, ăsta e începutul. Finalul a început, am făcut traversare pe aici pentru apă. De aici îți descurcă proprietarul. Pe aici. Că nouă ne place ca țevile să nu se vadă. Aici și scurgere, am venit pe aici și am dus-o în fluvială. Scurgere cu țeavă de 50, pentru că o să fie doar o chiuvetă. Și aici am pus cotul la 45, dacă vreodată vrea să bage șerchili, șerchili, să aibă corbălină. Și aici are intervenție pe la capacul ăla care se vede acolo. Aici punem betonul până sub, cum se zice, marmură? Până sub, a? Sub granitul ăla, marmura aia, granit sau placa aia ce îi. Compozit. Acum tocmai trebuie să ne vină pompa pe acolo, 5 metri cub de ciment, beton, pardon, că cimentul e la pulber, la sac. Cam asta e. Acum a venit și pompița. Vezi ce treabă frumoasă facem noi acum. Și ce fa? Niciodată nu le-am văzut să vină așa repede.
Ce repede să duc bănuți. Haideți să vă dau un pont. Când rămâne așa pasta acolo, acolo am un pic de gaură, dar să știți că nu mă deranjează, așa o las. Și acolo la fel. Se vede aia. Că și așa betonul e la cui. Da, să vă arăt rezultatul final. Uite frumos încadra și țeava pentru apă și scurgere. Super. Asta o să fie iar un alt foișor. După 15 minute de turnat și tras, așa arată. Vezi un pic acolo. Ce? Ce că? Hai de la portul ăsta. Ce frumos merge. Caradașca asta ce îi. Asta când se usucă și se lasă paza când se vapură apă, exact așa rămâne dunga aia. O salvăm? Ionuț? De ce? Eh? Păi de aia care dacă o mori miroase urât. Buburuze? Nu-i buburuze. De ce? O de aia care s-o salvăm de acolo. Da, păi când filmezi-s bune. Stai să vezi când nu filmez. Numai Mihai Florea știe cum-s. Ce onoare pe ea? Cu cutterul ăsta de la Stanley Fletmax. O bag în apă să o spăl pe picioare? Așa, mă, uite. La jumătate de oră e foarte, foarte indicat să faceți ce face nenea Ionuț. Apă din beșul. Și așa, stropinelă. Da, să spălăm caradașca. Da, unii, cu o căzut de picate. Ai nenorocit. Cu suta de chile. Ce bani, doi ce bani. Eu mai mare. Da, uite, asta deja curcubeocul. Hai, chiar se vede și în cameră. Ce fain se vede. La urmă fac clip cu placa asta. Dă-i așa în sus plouată, scoți curcubeu mai mult, dar du-te în soare. Păi da, chiar ce tehnologie e. Reflectă numai cât e nailonul ăla de protecție. Da, cam asta e tot. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați de un like, share și abonare la acest canal.